Clubul sportiv Ultimate Kickboxing Sighetu Marmației a participat de-a lungul acestui an și anul trecut la numeroase competiții, atât în țară cât și în străinătate. Cea mai recentă participare a fost la Campionatul Mondial de la Atena, de unde sighetenii s-au întors cu 6 medalii la gât. O altă competiție importantă a fost și Provocarea Marilor Orașe de la Râmnicu-Vâlcea, unde sighetenii au obținut în total 15 medalii, urcând pe toate cele 3 trepte ale podiumului. Aceștia au adus acasă 5 medalii de aur, 5 de argint și 5 de bronz. Pentru aceste performanțe și pentru multe altele înregistrate în acest sezon competițional, 19 dintre sportivi au primit diplome de merit, înmânate de primarul municipiului Sighetu Marmației, Horea Scubli, iar senseiul lor, Iosif Cizmadia, a primit la rândul său o diplomă de excelență.